Bună ziua! Astăzi, la ședința săptămânală a Partidului Democrat, am prezentat rezultatele vizitei noastre la Bruxelles săptămâna trecută. Mai exact, am dat anumite detalii despre semnarea acordului de asistență macrofinanciară între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Semnarea acestui acord este un pas important, nu doar din perspectiva banilor pentru care urmează să-i primim, dar este și un suport pentru agenda de reforme care urmează să o implementăm. Președintele Partidului Democrat a cerut echipei partidului să studieze înțelegerile la care am ajuns și să fie pregătite să sprijine activ implementarea lor. Și aici va fi nevoie de suport politic activ din partea Parlamentului pentru implementarea tuturor reformelor. De aceea, astăzi am avut o discuție mai curând tehnică, să stabilim cum vom lucra Guvernul împreună cu Parlamentul, ca să reușim în timp să implementăm acțiunile preconizate. S-a discutat și despre confuziile care au apărut vineri în legătură cu banii care urmează să vină de la Uniunea Europeană. Voi profita de această ocazie ca să fac unele clarificări necesare în acest sens. Deci, în unele mijloace mass media s-a spus că banii vin până la sfârșitul anului, alții spun că până la anul viitor. Deci, vreau să încă o dată să menționez. Asistența macrofinanciară se preconizează pentru anul viitor. Deci, a fost încheiat un acord de 100 de milioane de euro. Asta privește asistența macrofinanciară. Aceste 100 milioane de euro vor veni sub formă de grant, 40 milioane și împrumut, 60 milioane. Toată suma aceasta de 100 de milioane este împărțită în 3 tranșe. Pentru fiecare tranșă sunt între 8 și 10 acțiuni. Deci în total 28 de acțiuni pentru fiecare tranșă care urmează a fi implementată. Banii vor fi eliberați prin măsura implementării acestor acțiuni. Și vreau să vă spun că aceste obiective care le-am agreat cu Uniunea Europeană în conformitate sunt întocmai coincid cu agenda de reforme care și-a asumat-o Guvernul. Exact, vine să susțină obiectivele noastre de reforme. Aici aș spune reforme în mai multe domenii. În reforme ce țin de instituțiile statului și îmbunătățirea mediului de afaceri, reforme legate de lupta cu corupția, lupta cu spălarea banilor, reforme legate de îmbunătățirea situației în sistemul bancar, chiar și unele acțiuni legate de recuperarea banilor care au fost sustrași din cele 3 bănci. Nu va fi simplu să implementăm această agendă de reforme, deoarece este un an electoral, iar unii vor avea grijă să ne bage bețe în roate, așa cum au făcut anterior și când am obținut programul cu Fondul Monetar Internațional. Dar eu sunt sigur că noi vom trece și de data aceasta de toate greutățile, de toate obstacolele și vom implementa cu succes această agendă de reforme. Acum voi vorbi de cealaltă finanțare, ca să fie clar. Cealaltă finanțare este suportul bugetar, care este rezultatul unor acorduri între Republica Moldova și Uniunea Europeană, semnate cu mai mulți ani în urmă. Aceste acorduri vin să susțină reforme sectoriale și vin sub formă de granturi care se achită în dependență de cum au fost evaluate reformele implementate. Și anume, pentru până la sfârșitul anului vom primi suma de 21,5 milioane euro până la sfârșitul anului, 21,5 milioane euro, suport bugetar pentru 4 programe evaluate de Uniunea Europeană, și anume liberalizarea vizelor, liberalizarea comerțului, reforma finanțelor publice și reforma poliției. Aceste reforme au fost implementate în anul 2016, în anul 2017 le-au fost evaluate de Uniunea Europeană și până la finele anului urmează să primim bani.
Deci, încă o dată, este vorba de două linii de finanțare diferite. Una este asistența macrofinanciară de 100 de milioane și alta este suportul bugetar de 21,5 milioane euro. Ambele surse de finanțare sunt binevenite pentru țara noastră, pentru cetățeni. Ne bucurăm să constatăm că guvernul și-a făcut treaba și a îndeplinit condițiile să primească suportul bugetar luna viitoare, la fel cum își va face treaba în anul viitor și pentru a îndeplini înțelegerile cu, pentru a primi cealaltă finanțare, asistența macrofinanciară. Observați că dacă guvernările anterioare primeau banii în avans de la Uniunea Europeană, iar apoi s-a dovedit că nu de fiecare dată și-au făcut treaba, această guvernare trebuie mai întâi să livreze, să obțină rezultate, apoi vin și banii. Dar noi considerăm că așa și trebuie să fie. Guvernul Filip nu a cerut și nu va cere bani în avans. Vom livra întâi rezultate, vom avea o abordare tehnică și pragmatică, nu una politică, chiar dacă urmează un an electoral. Și mă bucur că astăzi, la ședința Partidului Democrat, am văzut că această strategie este agreată. Asta înseamnă că vom reuși ceea ce ne propunem. Câte vreme sprijinul politic este și el asigurat de către Partidul Democrat. Dacă aveți întrebări, vă rog. Domnul Arbașul, ne-a spus că acești bani ce țin de asistența macrofinanciară, prima tranșă a rămas să primim în primul trimestru al anului 2018. Europenii neagă acest lucru și spun că acest memorandum de înțelegere nu înseamnă imediat deblocarea banilor. De fapt, ce înseamnă acest memorandum și când vom primi la modul practic acești bani? Acest memorandum prevede condițiile în care noi primim acești bani. Pasul următor. Memorandumul mai întâi urmează să fie ratificat de Parlamentul nostru. Pe lângă memorandum mai sunt două acorduri de finanțare, de grant și de împrumut, din punct de vedere tehnic. Ele tot urmează să fie aprobate și promulgate și de președintele Republicii Moldova. Eu estimez că noi vom finaliza această procedură la începutul lunii ianuarie. Nu cred că reușim mai devreme. După asta, noi simultan, noi mergem cu implementarea acțiunilor pentru prima tranșă. Deci până la sfârșitul anului, eu am convingerea că noi toate acțiunile, cele 10 acțiuni pentru prima tranșă, le vom avea implementate. Astfel că imediat după ratificare, să invităm echipa de evaluatori din partea Uniunii Europene. Deja depinde de ei când ei se vor organiza și cum vor veni. Deci noi ne-am propus ca scop ca să obținem prima tranșă în primul trimestru anului viitor. Printre acele prime 10 acțiuni, ce se regăsesc? Care sunt condițiile pentru prima tranșă? Deci, pentru ca să fie clar, noi deja unele le-am și implementat. Una ține de să avansăm în implementarea reformei administrației publice, în special să finalizăm reforma guvernului, și noi cu reforma guvernului, practic, suntem pe ultima sute de metri, dar legea deja este aprobată, care propriu-zis este esența acțiunii. A doua acțiune este instituirea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor. Ea deja este funcțională. Să fie votată legea privind întreprinderile de stat și legile și cele municipale, care să asigure o mai mare transparență a acestor întreprinderi, lucru care deja este făcut. Mai sunt pe rol așa legi cum este legea Curții de Conturi, legea privind spălarea banilor, formarea conducerii Agenției Naționale de Integritate, votarea legii privind Agenția Recuperarea Bunurilor, acțiune deja realizată, și votarea noii legi privind energetica, reducerea numărului de următoarea acțiune, reducerea numărului de permiselor și licențelor pentru business, ca să reducem povara pentru business. Și ultima acțiune, votarea legii serviciului vamal, care iarăși este pregătit de fi votată în a doua lectură. Deci observați că din cele 10, noi majoritatea le-am făcut deja sau legile sunt puse la votare în a doua lectură, ceea ce se va produce în următoarele săptămâni. Cum rămâne cu recomandările Comisiei de la Veneția în privința sistemului de vot mix? Pentru
care tranșă este impusă această condiționalitate ca noi să respectăm recomandările? Este o condiționalitate generală care este partea acordului, deci urmează să experții de la Comisia de Veneția probabil să se expună pe felul cum am realizat noi recomandările lor, dar aici noi iarăși avem sentimentul de siguranță că vom primi o evaluare pozitivă. Dar cum să avem acest sentiment de siguranță dacă ei ne-au spus de stat că nu este recomandat să trecem la sistemul de rășuniți? Totuși Comisia tot a zis că este dreptul nostru suveran de a decide. Și tot acolo au venit cu recomandări tehnici cum să facem această modificare, lucru care și s-a produs. Dar ei au spus că nu ne dau bani dacă trecem astfel în nu, așa ceva nu s-a spus. S-a spus că chiar și această reformă ea trebuie să respecte anumite principii. Aceste principii sunt stipulate în recomandările Comisiei de la Veneția. Și ați spus că printre obiectivele se regăsesc și recuperarea banilor din cele trei bănci. Da, deci să ține mai mult de, ca să formulez mai exact, este să avansăm în implementarea strategiei de recuperare a activelor fraudate. Asta vine la tranșele ulterioare, nu este la prima tranșă. De ce? Pentru că noi până atunci trebuie să obținem ultimul raport a companiei Kroll, în baza căruia va fi elaborată strategie de recuperare și noi trebuie să începem implementarea acestei strategii. Cam asta este ideea. Ceea ce privește acest acord de asistență macrofinanciară. Dar nu era anterior ideea că odată trecerea a 3 ani, acești bani, acest miliard se transformă datorii în stat? Haideți să nu încurcăm lucrurile. Deci, activele au fost fraudate de la cele 3 bănci și acum instituțiile statului sunt implicate în recuperarea acestor active. Este altceva, pentru a salva sistemul bancar, Banca Națională la moment a intervenit cu acel credit de urgență, iar statul a venit și a recapitalizat Banca Națională. Iată ce a făcut statul. Statul nu și-a preluat obligațiile privind acele credite. Acele credite rămân obligația celor care le-au sustras din bănci. Respectiv, instituțiile statului sunt pe urmele lor, și după ce va fi raport Kroll, vom veni cu strategia cum să atacăm acei care au sustras banii de bănci. Cred că există speranța că vom recupera banii. Numai de cât trebuie să sperăm. Eu n-am să vin cu evaluările șanselor, probabil când va fi Kroll, când va da evaluările sare, va veni cu evaluări mai tehnice, evaluări mai profesioniste. Eu doar pot să zic că sunt șanse de recuperare. Poate nu 100%, dar șanse de recuperare a banilor sunt. Și dacă nu recuperează, oamenii care se transformă în datorii de stat. Deci noi deja am recapitalizat Banca Națională. Dacă vom primi bani de pe urma recuperării activelor, acești bani vor veni să stingem mai repede datoria statului. Și vreau să vă spun că noi avem mai multe surse de a acoperi această datorie. Pe lângă faptul, propriu zis, creditele sustrase din aceste bănci, mai sunt acum pe urmărire penale și persoanele care au fost complice la această fraudă și statul are posibilitatea de a pune mâna pe proprietățile lor, care sunt semnificative. Și atât aceste proprietăți tot vor fi utilizate la stingerea acestui credit față de acestei datorii față de Banca Națională. Și dacă nu recuperăm? O să le recuperăm. Mulțumesc!